Demolată într-o zi de vineri, în vara anului 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca a fost pentru bucureșteni un adevărat simbol și un important centru spiritual și filantropic. A fost unul dintre cele mai frumoase locașuri de cult ale capitalei, renumit pentru icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, denumită în popor Sfânta Vineri, la care veneau să se roage credincioși din toată țara. Cu mult efort, Biserica Sfânta Vineri a fost reconstruită nu departe de locul pe care ea a dăinuit 148 de ani. Slujba de sfințire va fi săvârșită duminica aceasta, la 10 ani de la punerea pietrei de temelie. Chinuită și omorâtă prin demolare în ziua de vineri 19 iunie 1987 din ordinul dictatorilor Nicolae și Elena Ceaușescu, Biserica Sfânta Vineri Herasca din București, un simbol al capitalei, începe să învie astăzi în duminica a doua din postul mare, prin punerea pietrei de temelie pentru reconstruirea ei. Aceste cuvinte le rostea preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în 23 martie 2008, la sfințirea locului noii biserici Sfânta Vineri Herasca. Biserica a fost reconstruită în ultimii 10 ani pe fostele proprietăți ale hereștilor și năstureilor după planurile vechiului locaș de cult. Noua biserică este pregătită acum pentru a-i primi pe credincioși, fapt care se va întâmpla după momentul sfințirii de duminică, 11 noiembrie. În luna august anului 2008 s-a turnat radierul bisericii, apoi în luna decembrie cota zero și așa ușor, ușor s-a ridicat biserica. Cu ajutorul autorităților centrale, locale, prin strădanie și munca de atunci a preotului paroh Gheorghe Bogdan, dar și odată cu punerea pietrei de temelie am fost numiți aici pentru a ajuta la finalizarea construcției lucrărilor și eu, dar și părintele coasajitor, părintele Vasilie Murafa. Însă de la anul 2015, odată cu ieșirea la pensie a fostului paroh Gheorghe Bogdan, a fost numit de către preafericitul părinte patriarh Daniel de a prelua oficiul de paroh. Imediat am demarat lucrările, compartimentarea zidurilor de la subsolul bisericii, care când l-am preluat era la etapa roșu. S-a făcut instalație termică, sanitară, electrică, de sonorizare și tot ceea ce ține pentru buna funcționare mai departe a bisericii. Biserica își păstrează dimensiunile vechii biserici de 30 pe 15 și 19 metri până la pantocratorul de sus. 6 coloane avea înainte Biserica Sfânta Vineri, însă proiectantul Andrei Mulțescu a mai adăugat încă 2 coloane la Sfântul Altar pentru susținerea turlei. Fusurile coloanelor sunt executate de către maestrul Dan Munteanu și bazele coloanelor sunt executate la Tulcea. Brâul cafasului la fel este executat de către maestrul Dan Munteanu. Sfânta Masă este sculptată manual de către maestrul Anton Rațiu. Pardoseala bisericii este din 7 nuanțe de marmură, unde ne-a sprijinit foarte mult domnul arhitect Emilian Puiu în conceperea și realizarea acestui măreț proiect. Catapeteasma locașului de cult va fi cea originală, care datează de la anul 1830. Aceasta a fost salvată înainte de demolare din biserica veche, iar acum se află în proces de restaurare.